Sunteți mai nou în viața publică a orașului nostru, comparativ, bineînțeles, cu majoritatea celorlalți contracandidați. Credeți că această apariție mai nouă în viața publică este un avantaj sau un dezavantaj? Și da, și nu. Spun da, gândindu-mă la faptul că am libertatea să gândesc mai mult. Eu nu acționez, venind din afară, nu acționez după șabloane. Pot să tratez problemele în alt mod și să găsesc soluții pe care alții care sunt rutinați, poate nu le găsesc. Voi aborda altfel omul, știu să lucrez altfel cu omul. Iată, sunt niște avantaje deosebite, dar sunt și dezavantaje. Adică? Iată dezavantajele acestea. Faptul că nu cunosc suficient de bine problemele și acest lucru se poate specula, punându-mă uneori într-o situație delicată sau în inferioritate. Așa este, dar având în vedere funcțiile pe care dumneavoastră le-ați ocupat de-a lungul anului, cred că aceasta nu va fi o problemă, pentru că ați condus colective numeroase de oameni și le-ați condus într-un mod exemplar.